Edith Piaf spune așa: fără iubire nu suntem nimic. Vă propun astăzi o carte care se numește chiar așa, Edith Piaf, fără iubire nu suntem nimic. Este scrisă de Jean-Dominique Brière și ne-o aduce în față cu bune, cu rele, cu frumos, cu perioade mai triste, mai grele, mai urâte, pe cea care a fost Edith Piaf. Cred că toți știți, toți o cunoașteți, cred că nu există oameni care, de la o vârstă, de la o anumită vârstă, care să nu-i fie auzit cântecele. Poate că sunt și dintre cei care nu agrează muzica ei, dar cei mai mulți cred că pot să fredoneze fragmente din cântecele ei. Este cântăreața care a marcat Franța, așa cum turnul Eiffel este simbolul Franței, Edith Piaf este la fel simbolul Franței, al Parisului, și este cântăreața care a lăsat în urma ei nu numai cântece, dar a lăsat și oameni, cântăreți, celebri, pe care i-a îndrumat, pe care i-a iubit, pe care i-a format alături de ea. Edith Piaf se întreba în timpul vieții ce va rămâne după ea. Cred că fiecare artist are gândul că trebuie să rămână ceva după el, sau poate gândul că posteritatea nu este atât de dreaptă, vorba lui Eminescu, și spunea așa la un moment dat că după ce voi muri, se vor spune atâtea despre mine încât nimeni nu va ști cu adevărat cine am fost. Îmi veți zice că asta nu are importanță, e adevărat, dar e un gând care mă rănește. Fire sensibilă, fire de artist, creatoare, și-a creat din timpul vieții un fel de legendă în jurul ei, și această legendă o vom regăsi odată cu cântecele lui la câteva cântărețe, câțiva cântăreți care au urmat-o, dar și care i-au cântat cântecele, dar spre surprinderea celor care cercetează fenomenul Edith Piaf, sunt destul de puțin cei care îi cântă cântecele în stilul ei, în felul ei, încearcă în felul ei de a le cânta fără a o imita 100%. Și mă gândesc aici, știți și dumneavoastră, la Patricia Cass, la Mireille Mathieu, chiar și Lady Gaga are o melodie Padam Padam pe care a preluat-o de la Edith Piaf. Mai sunt câțiva, dar Louis Armstrong cu La Vie en Rose, dar în general sunt puțini cei care au reușit să ajungă să redea ceva din performanța, bine am zis, din performanța cântecelor lor, ei. Până spuneam că ea însă și-a creat un fel de legendă asupra ei până și momentul nașterii, și l-a ajustat în așa fel încât povestea vieții ei să fie realmente o poveste. Și iată ce ne transmite Jean-Dominique Brière: că Piaf s-a născut pe stradă este neîndoielnic. Ea așa susținea, că viața ei a început și s-a derulat în marele ei început pe stradă. Că Piaf, repet, s-a născut pe stradă este neîndoielnic, dar în calitate de cântăreață. Adevărul nu se va ști niciodată, însă actul de naștere al fetiței permite construirea unor ipoteze credibile. Ce spune actul? Că pe data de 15 decembrie 1915, iată, atunci s-a născut, la orele 5 dimineața, s-a născut pe strada Shin Edith Giovanna, așa o chema, fica lui Louis Gassion, de 34 de ani, artist acrobat, și a lui Annette Giovanna Maillard, de 20 de ani, artistă lirică, soția acestuia, domiciliați în strada Belleville, numărul 72. Așadar, Edith Piaf provenea dintr-o familie de artiști. A moștenit și de la tatăl ei gestica,
pe scenă, atâta cât este reprezentativă și vocea s-ar părea ca de la mama ei, mamă care era, așa cum am spus, artist liric. Mi-am mai notat câte ceva aici. Vă spuneam că foarte mulți cântăreți mai ales, bărbați mai ales, pe care ea îi iubea, avea un fel de a se dărui întru totul, dar și de a-i forma întru totul. Yves Montand, Charles Aznavour și încă mulți alții vom regăsi aici, care au fost formați la această școală pe care Edith Piaf a știut să o formeze discret, frumos sau mai puțin discret, ea era o artistă foarte cunoscută. Iată ce zice Yves Montand. Yves Montand a fost și iubitul ei și care a fost profund marcat de despărțirea de Piaf. De fiecare dată, spune autorul, când îi vorbeam de Edith, aproape că îi dădeau lacrimile, povestește compozitorul Philippe Gérard. Nu și-a revenit niciodată după despărțirea de Edith Piaf. Grație ei și-a modificat în mod decisiv gusturile artistice, tot ea i-a permis să înceapă o carieră de actor și chiar dacă a început cu un rol mic într-un film de Pagnol în timpul războiului, Montand nu va ajunge cunoscut de marele public decât după apariția în 1946 în Étoile sans lumière, alături de Piaf și Serge Reggiani. După părerea lui, ea l-ar fi susținut mai mult afectiv, cam la fel cum făcuse cu 10 ani în urmă Raymond Asso cu ea. Ea nu m-a făcut, zice Yves Montand, ea nu m-a creat, va insista el, m-a ajutat și mai ales m-a iubit. M-a sprijinit și m-a rănit cu atâta sinceritate, cu atâta veselie și grație, încât mi-au trebuit mulți ani ca să mă vindec. Cucerirea Americii se numește un capitol. Edith Piaf pleacă în turneu în America și o să vă citesc imediat spre dezamăgirea ei, care se aștepta la un triumf enorm, acest triumf nu apare. Americanii se așteptau la un alt fel de muzică și au văzut în ea acel personaj mignon, îmbrăcat în negru, fără gestică prea multă și cu o voce aparte, cu melodia aparte și mai ales cu o limbă din care americanii nu înțelegeau mai nimic. Pe 30 octombrie seara, ne spune cronicarul, să zicem așa, Edith Piaf susține primul său concert american la Playhouse Theater, o sală de pe Broadway. Totul începuse bine. În prima parte, cei care i-au susținut Les Compagnons i-au susținut debutul, însă Edith trăiește un calvar. Încă de la primele cântece simte că nu prinde la public. Chiar dacă aplaudă politicoși, spectatorii americani sunt dezamăgiți. Imaginea pe care o au despre parizience nu corespunde deloc cu a femeii mărunte în rochie neagră care le debitează cântece triste, ale căror cuvinte nu le înțeleg. Ei veniseră să vadă Parisul sofisticat de pe Champs-Élysées, eventual Parisul libertin din Pigalle, în schimb li se prezintă Parisul cenușiu și mărginaș. Neînțelegerea este totală. Pentru prima dată în carieră, spune Edith Piaf, mă îndoiam de mine. Disperată, aveam doar o singură dorință imediată, să mă întorc la Paris. Unul dintre bărbații pe care i-a iubit, era un monument de iubire, această minionă Edith Piaf. Ei, unul dintre ei este Marcel Cerdan. Li se spunea cântăreața și boxerul. El era boxer, obținuse mai multe medalii, nu știu, titluri, nu știu eu box. Așa erau numiți, cântăreața și boxerul. Faptul că bărbatul
pe care îl iubește ea, acest Marcel, este căsătorit, nici nu contează, dar, spune ea, Marcel o face literalmente să se topească. Ea se simte protejată de virilitatea sa liniștită și în același timp încearcă pentru el sentimente aproape materne. Acest Marcel Cerdan va sta destul de mult în viața ei. Sunt legați dincolo de aspectele pasionale, atât de tare unul de altul, încât Piaf va spune mai târziu: înainte de el nu eram nimic, eram o cântăreață celebră, dar ca moral eram o disperată. Credeam că viața nu are niciun sens, că toți bărbații sunt niște bestii, iar cel mai bun lucru de făcut era să te distrezi, să bei și să faci nebunii, așteptând să mori cât mai repede posibil. Marcel însă m-a învățat să trăiesc din nou, mi-a înlăturat acreala și disperarea care îmi otrăveau sufletul și trupul. În perioada aceasta îl întâlnește pe Aznavour, care, devenit autorul en titre, Aznavour continuă să o însoțească permanent pe Piaf, ca prieten, niciodată amant, șofer și cântăreț. Astfel participă la turneul din vara anului 1951 și o observă pe Piaf în timp ce cântă. Iată cum o descrie: o vedea răvășită de teamă și făcându-și cruce pe ascuns, iar când intra în scenă, simțeai un val de iubire înaintând. Într-o clipă devenea superbă. Avea o figură minunată, era fericită, n-am văzut niciodată o asemenea transformare. Spune Edith Piaf că simțea oamenii. A fost întrebată de mai multe ori cum își alegea bărbații pe care îi modela ea și spune așa: cred că ghicesc în oameni, cred că am acel simț al dublei viziuni și chiar dacă nimeni nu vede, eu știu. Văd personajul care va fi peste 2 ani. În prezent am descoperit un băiat care până acum 2 luni nu cântase în viața lui. Cum era foarte simpatic, am încercat să-l cunosc. Într-o zi am cerut să cânte, mi-am dat seama că punându-l la treabă putea face ceva foarte bun în domeniu. Mi-a depășit speranțele și a fost de o rapiditate uimitoare. E vorba de Charles Aznavour. Sigur că boala, ușoara ei depresie, agitația pe care o trăise toată viața, gândurile care o măcinau, bolile, o fac ca într-un final să se stingă. La moartea ei, pe 14 octombrie, 40.000 de persoane asistă la înmormântarea ei din Père Lachaise. Dacă mulți au venit să aducă un ultim omagiu celei care i-a emoționat vreme de peste un sfert de secol, alții însă au venit ca să aibă ce scrie și să povestească, după cum bine știți că se întâmplă. Ce le-a scris în ultima scrisoare Piaf: cer tuturor iertare, iar când veți citi această scrisoare, care nu se va publica decât după moartea mea, să nu plângeți. Ei bine, fără iubire suntem nimic, zice Edith Piaf, n-o să plângem, spun și eu, pentru că ne-a lăsat cântecele. Cântecele ei frumoase, cântecele ei triste, de o noblețe aparte, de o distincție aparte, de o pronunție aparte. Dacă cineva vrea să învețe limba franceză, apoi cântecele Editei Piaf îi vor aduce acel accent, acea pronunție extraordinară pe care o are Edith Piaf. Cântecele ei ne-au rămas, cântecele ei ne bucură și, așa cum am spus, foarte puțini s-au încumetat să le cânte și foarte puțini au reușit, din cei care s-au încumetat, să se apropie cât de cât de spiritul acestor melodii.
O carte frumoasă, e o carte de biografie, dar se citește ușor. Îi vom întâlni aici pe foarte mulți din prietenii ei, actori, cântăreți care ne sunt cunoscuți. Edith Piaf, Fără iubire suntem nimic, o carte plăcută, o carte pe care vă recomand. Lectură plăcută!